Salutare și bine ați revenit, conform tradiției, un clip pe lună, așa ne-a ieșit în ultima perioadă, așa facem. Noiembrie și decembrie am răcit de 3 ori. Asta e a treia oară și cred că e cea mai nașpa dintre ele. Pe toate 3 mi le-a adus fiul de la grădiniță. Asta este, însă, pentru că am răcit de atât de multe ori și ba n-am avut voce să vorbesc, ba m-a usturat gâtul îngrozitor, ba am avut niște dureri de cap, de nu puteam să deschid ochii. În toate aceste situații mi s-a deshidratat tenul extraordinar și de asta suntem aici, să vorbim despre produse de hidratare, să vă spun ce am folosit eu în ultima perioadă. Sunt în continuare deshidratată pentru că în prezent sunt răcită, nu știu dacă se simte în vocea mea, dar am niște produse care funcționează și despre care aș vrea să vorbim pentru că sunt mai mult decât convinsă că în sezonul acesta toți ne confruntăm cu deshidratarea pielei. Dar să nu uităm de elefantul din această încăpere și anume faptul că port ochelari. Da, port ochelari nu este o fiță, este o nevoie clară. Ce să vă zic, anul ăsta am îmbătrânit mai mult decât necesar. Dar da, am îmbătrânit la propriu, fire albe, o grămadă, ochelari, vom vedea ce urmează anul viitor, însă vom păși cu dreptul înainte, zic eu. Dar da, ochelarii mei, cei care nu mă urmăriți pe Instagram, deja i-am de mai bine de o lună, am început să mă simt bine cu ei, spuneam la un moment dat pe Instagram că nu reușeam să mă adaptez. Ba mă mânca nasul, ba mă mânca urechile, ba mă durea urechile în primele zile, dar acum, nu știu, m-am obișnuit oarecum cu ei, îmi place foarte mult rama și cum îmi încadrează fața, dar nu știu, nu reușeam să mă obișnuiesc cu ei. Acum o să vedem cât de bine vedeți voi mie ochii sau cât de mult luminile astea bat în lentilele de la ochelari. E primul clip pe care îl filmez cu ochelari, așa că aveți puțină răbdare cu mine. Hai să vă vorbesc un pic despre niște serumuri pe care în ultima perioadă, și zic ultima perioadă, în ultimul an, pentru că le-am tot repetat, cam pe aceleași. Unul singur este mai nou și o să las la urmă să vorbesc un pic despre el, dar unul dintre serumurile preferate și pe care le folosesc atât în trusa personală cât și la studio în kitul pro este acesta de la Vichy Mineral 89. Este un serum care oferă hidratarea necesară a pielii dacă îl aplicați fie pe pielea umedă, dar nu neapărat necesar, însă dacă deasupra lui veniți cu o cremă hidratantă care să îl mențină în interiorul pielii, pentru că astfel se menține hidratarea în interiorul pielii și nu se evaporă apa din piele. Pentru că am mai spus-o și o mai spun, toate serumurile cu acid hialuronic, la fel ca acesta, pentru că principalul ingredient din acesta este acidul hialuronic, dacă nu îl blocați, sealing, îmi vine în engleză. Dacă nu veniți cu o cremă hidratantă peste serumurile cu acid hialuronic, ce va face un astfel de serum este să producă exact efectul invers și anume să scoată din piele apa și voi aveți nevoie de hidratare, adică să o mențineți în interior. Așadar, un serum foarte, foarte bun, se absorbe foarte repede, nu lasă film gras și dacă îl acoperiți cu o cremă hidratantă, veniți peste cu o cremă care nu neapărat să fie grasă, dar să fie un pic mai densă în sezonul acesta, să mențină hidratarea acolo în piele, o să vedeți că o să vă placă. Un alt serum pe care l-am recumpărat, cred că de 3, 4 sau 5 ori, 3 minim, 4, 5, nu mai știu câtă sticluță este, l-am primit la un moment dat, cred că acum 2 ani, de la Ivaterm, este acest serum, se numește Aquafil Hydra, este un serum hidratant. Îmi place foarte mult ce efect are pe pielea mea după nici 3 zile de la utilizare, adică din punctul meu de vedere, dacă ai tenul extrem de deshidratat, vino cu acest serum, cremă hidratantă și crede-mă că o să vezi imediat rezultatele, eu vă spun, în 3 zile mie serumul ăsta îmi transformă complet pielea. De vreo 2 ani de când l-am descoperit, are 30 de mililitri, el pare așa foarte mare și destul de greu când îl cumperi, dar este recipientul din sticlă și pare că e greu.
Ce mă enervează totodată este că se termină destul de repede. Eu folosesc serum foarte mult. L-am luat cu mine în mai toate plecările mele în străinătate. Și spun asta pentru că de obicei evit să iau cu mine, când plec în afara țării, în special cu avionul, recipiente din sticlă. Dar ca să înțelegeți cât de mult îmi place și cât de bun este, ăsta a mers în mai toate, aproape toate plecările mele a fost cu mine și de fiecare dată când se termina câte o sticlă, îl cumpăram. Îmi place foarte mult, vă spuneam, se absorbe foarte repede și o să vedeți, vă promit că dacă îl încercați, o să vedeți rezultate începând cu 3 zile de la utilizare, chiar o să vedeți rezultate cu acest produs. Un alt serum care îmi place, că hidratează foarte, foarte bine. Deci ăsta este un produs foarte bun de la Ionic, este un brand corean, se numește Beta Glucan Power Moisture Serum, mamă ce denumire lungă. Și din ăsta am folosit ceva, e sub etichetă nivelul lui. Treaba e în felul următor cu ăsta. Îmi place foarte mult că hidratează, îmi place foarte mult că la fel ca celelalte prezentate anterior, se absorbe foarte repede și chiar hidratează și simt pielea netedă și fină. Însă, are un miros și aș vrea să îmi spuneți dacă cei care ați testat acest produs, dacă ați avut aceeași experiență. Mi se pare că are un miros destul de puternic. Chiar dacă în momentul în care se absorbe și deja l-am aplicat, mă obișnuiesc cu el, sau poate chiar mirosul nu mai există după un minut. Însă nu este prima mea opțiune din cauza mirosului. Deși hidratează, vă spuneam, e foarte bun. Îl găsiți pe ăsta, eu l-am luat din la Black Friday din farmacia Tei. Însă îl găsiți și pe Wow Skin, îl găsiți și pe Sole Shop. Acum găsiți voi cea mai bună variantă pentru voi, pentru că de obicei îl găsiți la reducere și e păcat să nu găsiți cea mai bună variantă pentru voi. Ce îmi place mie de la Ionic, în general am foarte multe produse de la ei și îmi place enorm crema, tot din aceeași gamă cu beta-glucan, doar că în ultimele două dăți, cred că, da, când am căutat-o, n-am găsit-o în stoc, pe niciun site. Deci e foarte bună, e chiar super hidratantă, e sub formă de gel și vă recomand cu drag dacă o găsiți pe stoc, evident. Acum că mi-am adus aminte, o să o caut din nou. Însă, nu știu, ăsta are un miros și aș vrea să îmi spuneți dacă și voi aveți aceeași experiență cu el. Dar e un serum bun care, într-adevăr, hidratează. Dacă nu sunteți sensibili la miros, pentru că eu, în ultima perioadă, sunt extrem de sensibilă la mirosuri. O să merg acum la acel serum despre care vă spuneam că este nou. Îl folosesc de, nu știu dacă am două săptămâni. Este de la Indeed Labs, Laboratories Indeed. Produsul, mai am unul, produsele, se găsesc pe biocard.eu. Eu am primit un colet de PR de la ei și mi-au dat și un cod de reducere, pe care o să-l aveți și voi în descriere. Codul de reducere e temporar, cred că undeva până la finalul anului. Eu am mai văzut produsele astea la mai multe persoane în online. Produsele de la Indeed Labs le-am văzut la mai multe persoane și le-am văzut la Testaholic. Chiar atunci când mi-am ales produsele de pe Biocart, mi-am ales în funcție de recomandările ei și eu chiar am încredere în ea pentru că tot ce am cumpărat la recomandarea ei a funcționat. Ei bine, ultimul serum din categoria celor hidratante care mie îmi place foarte mult este acesta și se numește Snoxin 2. Snoxin, da, are un nume super interesant. Este cu peptide și zic ei aici că este un serum concentrat pentru față cu peptide care ajută la îmbunătățirea aspectului liniilor fine și a ridurilor. N-aș ști ce să vă zic legat de liniile fine și de riduri, pentru că în aceste două săptămâni n-am văzut niciun efect pe care acest serum să îl aibă în această privință. Ce am văzut de la prima aplicare, în schimb, este că nu doar că am simțit pielea hidratată, că nu mă mai ține absolut deloc, am simțit de fiecare dată când am pus mâna, după ce el s-a absorbit, este sub formă de gel, așa cum ați văzut și în demo, am simțit că pielea este netedă, nu lasă deloc nu lasă deloc aspectul acela lucios și finishul lucios pe piele, este chiar mat,
dar hidratant și în combinație cu loțiunea, despre care o să vorbesc imediat, formează așa o idee de primer hidratant care se comportă atât de bine sub machiaj. Deci, de fapt, pe mine asta m-a încântat extraordinar. Dar ajungem și la loțiune și vă zic mai multe. Vă spuneam aici că ingredientele cheie sunt peptidele și peptidele ce fac, odată că se comportă ca acidul hialuronic, mențin nivelul optim de hidratare în interiorul pielii, dar ce mai fac peptidele ce mai fac peptidele este să ajute la îmbunătățirea nivelului de acid hialuronic și colagen din piele. Și chiar una, am uitat cum se numește, una din peptidele prezente în acest serum este una dintre cele mai cunoscute, care ajută la îmbunătățirea nivelului de colagen din piele. Așa că vi-l recomand să-l încercați. Sigur o să vă placă, dar vreau întâi, înainte să vă zic de loțiunea de la Indeed Labs, vreau să vă zic de o cremă de ochi acum că am terminat cu serumurile. Dacă mă urmăriți, știți că eu nu prea sunt fiartă pe creme de ochi. Asta pentru că, în general, crema mea de față este și cremă de ochi. Am descoperit de-a lungul timpului că, în principiu, fac cam același lucru și atâta vreme cât nu îmi irită zona din jurul ochilor și nu am tenul sensibil, nu mi-a creat niciun fel de disconfort crema de față în jurul ochilor, asta am făcut. Însă, anul acesta am călătorit foarte mult și am fost de 3 ori în Suedia. Suedia fiind o țară nordică, vânturile acolo, băi, o nebunie. Eu m-am obișnuit acum, după ceva ani de călătorii, că pentru mine țările nordice sunt, dacă vreți, cel mai mare pericol pentru piele. Oricât de intens hidratantă ar fi rutina mea de skincare atunci când călătoresc, în special în Suedia, nu știu ce se întâmplă acolo, s-ar putea să fie o problemă și cu apa pentru mine, însă de fiecare dată durează 3 zile și tenul meu e e pe câmpii. Nu e ok. Și după ce m-am întors prima dată anul acesta din Suedia, am constatat că simțeam că mă ține pielea din jurul ochilor și doar că mă ținea, mă ustura când aplicam cremă și mă simțeam că ridurile mele și liniile fine sunt mult adâncite. Și am zis că am o cremă de la ACM și anume aceasta, Duolis se numește, pe care am început să o folosesc atunci, în primăvară mai exact, undeva prin mai, și vreau să vă zic că de la prima aplicare, odată că nu m-a usturat absolut deloc când am aplicat-o în jurul ochilor, ceea ce a fost fantastic după o săptămână în care am încercat orice cremă pe care o aplicam înainte și toate îmi creau acest disconfort. Se absorbe foarte repede, nu lasă deloc acel film uleios, acel film gras. Eu nu pot să dau nicio cremă în jurul ochilor care este super mega hidratantă, nici în sezon rece neapărat. Asta pentru că eu zâmbesc oricum, eu râd cu toată fața, cu toți dinții râd și pomeții mei se duc fix în ochi. Dacă am și un mascara care nu era aparat cel mai rezistent și am o cremă super hidratantă în jurul ochilor care lasă filmul ăla gras, știți cum pleacă mascara meu? Fai de mine, e peste tot, numai pe gene nu mai este. Așa că asta e o cremă foarte bună pentru că nu lasă filmul la gras și se absorbe repede. Ce aș vrea în schimb să spun despre ea, are ceva parfum. Da, vreau să vă zic că mie îmi place parfumul ăsta. Nu știu, eu nu sunt sensibilă la parfum. În general, nu sunt sensibilă la parfumul din cosmetice, dar aș vrea să știți lucrul acesta, cei care sunteți sensibili. Dacă nu știați lucrul acesta, crema de la ACM Duolis are ceva parfum destul de puternic, aș zice. Eu îl simt destul de puternic. Bine, mie îmi place pentru că este ceva masculin aici, e un parfum masculin care, nu știu, îmi dă o senzație faină. Nu m-a usturat ochii, v-am zis, și eu am aplicat această cremă într-o perioadă în care m-a usturat rău de tot crema, pielea din jurul ochilor. N-a fost cazul. Deci e foarte bună și vă recomand pentru toate produsele, o să aveți oricum link în descriere. Mă spuneam că sunt răcită încă și încă am pierd așa, încă am pierd respirația pe parcurs. Bun, aș vrea acum să vorbesc despre cremele hidratante, pentru că sunt niște produse care pe mine m-au scos la liman cu pielea. Și pentru că vă spuneam de serumul de la Indeed Laboratories, vreau să vă zic acum despre Intense Moisture Lotion. Hydraluron se numește această loțiune intens hidratantă. Este o loțiune pentru că
e un pic mai lejeră la textură decât crema, așa cum vedeți și în demo, nu e foarte densă, este un pic mai lăptoasă, un pic mai aerată, dacă vreți, se absorbe mult mai repede și cu toate acestea hidratează foarte, foarte bine. Împreună, vă spuneam, cu serumul de la Indeed Labs, creează acel efect de primer hidratant. Asta și netezește pielea, ăsta o și hidratează, îi dă și puțin luciu, această loțiune care nu încarcă absolut deloc tenul, dar îl hrănește și îl îl hidratează, hai că îmi pierd și vocea, și se comportă foarte bine amândouă produsele acestea sub machiaj. Chiar m-au impresionat. Pe ambele le folosesc de 2 săptămâni, vă spuneam, nu pot să vă zic că am așa o părere pe termen lung. Însă, deși aceasta este o loțiune, este un produs lăptos, pentru sezonul acesta rece, funcționează foarte bine. N-aș putea să spun că funcționează pe un ten uscat sau extrem de deshidratat. Dar pe un ten deshidratat ca al meu, de fiecare dată după ce răcesc, mi se deshidratează pielea, din punctul meu de vedere ceva de nedescris, dar acum na, s-a comportat ok și a arătat bine sub machiaj, pentru că simțeam că orice cremă aplic eu, nu arată bine. Dar am și ceva la final, de, o să vedeți că este păcăleala păcălelilor, oricât de deshidratat ar fi tenul, oricât de deshidratat, enunciate, așa, oricât de deshidratat ar fi tenul, crema pe care o să vă arăt, ultima, că e cea mai densă, o să vedeți voi că minte cel mai frumos. Da, ajungem acolo imediat. O altă cremă care mi-a plăcut foarte mult, foarte mult, de prima dată de când am aplicat-o, este aceasta de la Aven, se numește Tolerance Hydra 10. În primul rând, hai să vă zic așa, îmi place la nebunie dozatorul ăsta, mi se pare că oferă cantitatea necesară de fiecare dată când aplici, nu ai exces de produs, nu se rămâne lipicios nimic pe lângă, nu știu, îmi place ambalajul la nebunie. Se numește Hydra 10 pentru că această cremă conține doar 10 ingrediente și aceste 10 ingrediente sunt niște ingrediente care imită compușii naturali ai pielii noastre și de aceea se înțeleg foarte bine cu pielea noastră și oferă cumva, ele făcând această nuntă perfectă, oferă hidratarea perfectă. Ei bine, spun ei că este pentru ten uscat și foarte uscat și de asemenea pentru ten sensibil. Acum, dacă aveți tenul foarte uscat, chiar aș vrea să-mi spuneți dacă ați încercat-o sau dacă o veți încerca, care este părerea voastră. Pe mine, cel puțin, m-a ajutat foarte mult în noiembrie, cred că am folosit-o prima dată, când am răcit prima dată și vreau să vă zic că imediat, în 2-3 zile, am văzut rezultate. Se absorbe la fel și aceasta, se absorbe foarte repede. În principiu, ceea ce vă arăt eu e cu absorpție rapidă, mai puțin ultima, pentru că nu mai am răbdare, nu mai am timp și nu mai am chef să mai stau cu foarte mult film gras pe față. Dar asta este una din cremele care hidratează și care îmi place foarte mult. O găsiți în farmacia Tei, cu siguranță la preț destul de ok. Aș vrea să vă mai arăt o cremă pe care o termin acum. Este a doua pe care o termin, de la Cantabria Labs. Cantabria Labs este un brand care s-a lansat anul acesta în România și cea pe care vă arăt eu acum este din gama Endocare, este crema de zi. Am mai terminat-o și pe cea de noapte, care are fix același ambalaj, doar că este cremă de noapte. Dacă ar fi să aleg între ele, să știți că vă recomand mai mult crema de noapte, mi se pare că este mult mai hrănitoare și mult mai hidratantă și, nu știu, e foarte, foarte mișto pe piele, se simte și a doua zi când te trezești, foarte faină. Pe asta, asta este o cremă de zi, nu e la fel de hidratantă și hrănitoare ca cea de noapte, însă, sub machiaj, pentru că eu am folosit-o în kitul meu pro și am folosit-o pe cliente și la joburi, mai am foarte, foarte puțin, foarte puțin din ea. Îmi place, deci dacă s-a terminat în kitul meu pro, îmi place. În general nu folosesc în kitul pro decât produse care chiar funcționează. Și și-a făcut foarte bine treaba sub machiaj. Ce nu-mi place, în schimb, în general, la gama aceasta și la cremele din gama aceasta, mirosul de cremă Doina. Pe mine mă duce cu gândul la crema Doina. Și nu știu acum dacă e neapărat asta o problemă, că nu e o problemă, că mi-aduce aminte de maică mea, că maică mea se demachia cu Doina și se dădea după aia cu cremă Doina și din aia cu căpșuni și din aia albă, whatever. Băi,
Dar, nu știu, mi se pare că seamănă foarte mult cu crema Doina, care crema Doina e super accesibilă, iar Cantabria Labs nu e neapărat cel mai accesibil brand. Acum, nu știu, de hrănit și hidratat pielea hrănește și hidratează. Dar am zis că să vă arăt și un produs de la acest brand. Cred că e prima dată când prezint pe canalul meu de YouTube un produs de la acest brand. Mi-a plăcut în special crema de noapte, pe care chiar vă recomand, în ciuda mirosului de crema Doina. Și mai am două produse și gata, da, mai am două produse și gata. Vi l-am mai prezentat pe acesta. Cred că în clipul anterior am vorbit despre Skin 1004 și de data aceasta vorbim despre un sleeping pack cu acid hialuronic, Madagascar Centella se numește, Gamma Hyalucica Sleeping Pack. Deci nu este o cremă hidratantă, este un produs mai... Da, este ceva mai mult decât o cremă hidratantă, pentru că lăsat peste noapte, acest produs hidratează și hrănește în profunzime. Este un ultim pas în rutina de seară, în rutina de skincare de seară, și deși e ultimul pas, are textură de gel. Așadar, un produs care hidratează, pe care îl recomand tuturor tipurilor de ten, în special tenului gras, dacă nu suportați acel efect de gras sau dens, care se absorbe greu, lucios. Ăsta este un produs care se absorbe mai repede decât o cremă, mai repede decât un alt sleeping pack, însă hidratează la fel de bine și o să simțiți la fel efectele după câteva zile de utilizare. Foarte mult îmi place produsul acesta, este primul pe care îl termin, pentru că mai am foarte puțin, undeva pe aici, se termină imediat. Este primul pe care îl termin dintre toate produsele pe care le-am avut de la Skin 1004 și pot să vă zic că este unul din preferatele mele, pe care vi-l recomand cu mare drag. Produsele acestea se găsesc pe wowskin.ro, o să aveți link în descriere și pentru el. Iar acum, mărinimia sa, cea mai tare cremă care face parte din rubrica ieftin și bun și pe care am descoperit-o tot luna trecută când nu mai știam ce să mai pun pe ten, nu neapărat că nu aveam creme hidratante, ci pur și simplu în perioada în care am fost răcită prima dată, destul de nașpa, am fost răcită în noiembrie, de fapt nu, că și acum sunt, cred că acum de fapt e cea mai nașpa, dar în fine, tenul meu a arătat mai nașpa atunci decât acum. Și ce aș putea să zic, că nimic ce aplicam sub machiaj nu arăta bine. În momentul în care puneam fond de ten, BB cream, dacă puneam ceva pe față, gata. Deci eram maimuța împăiată, nu arăta deloc ok. Și am zis că trebuie să găsesc ceva care să creeze o iluzie de luciu, de sănătate, dar să și hidrateze în același timp, adică să-și facă efectul ăla de skincare. Și am găsit, și anume Veleda Skin Food. Eu am mai vorbit pe Instagram într-un Reels despre această cremă, care la textură seamănă cu vaselina. Dar se absorbe mai repede decât vaselina. Mi se pare mie că dacă o încălziți între degete, se și întinde mult mai bine decât vaselina. Hidratează super bine, iar sub machiaj, după cum observați și în demo, lasă luciul ăla așa frumos de piele hidratată și credeți-mă că este cea mai mare minciună de skincare pe care voi o puteți crea. Dacă vreți să vă machiați zilnic, iar tenul este super deshidratat, bam, această cremă de la Veleda și credeți-mă, e cea mai mare iluzie și cea mai tare chestie pe care o puteți face. Din ce am văzut pe farmacia Tei, pentru că eu de acolo am luat-o, prețul e undeva între ori 35, ori 38, undeva pe acolo, 38 de lei, deci ieftin și bun. Are și o variantă light, o să o iau și pe aia, atât de mult îmi place, deși asta poate să mă țină o viață. Are un miros citric ierbos, așa, era să zic lemnos, nu, ierbos, de plante. Și da, e pe bază de plante crema asta, de tot ce înseamnă ingrediente naturale aici. O să las un link în descriere cu toată descrierea și cu toate ingredientele, dar vreau să iau și varianta light, să văd dacă eu nu e neapărat așa de densă, asta mă interesează pe mine și evident că o să vin cu părerea mea la voi, dar până atunci asta este recomandarea mea în sezonul rece. Dacă mergeți la ski în această iarnă, cred că este cea mai tare
cremă pe care puteți să o aveți la voi, evident, și protecția solară. Dar asta cred că va face minuni pe pielea voastră, are 75 de ml și vă va ține o viață. Și cu asta am terminat clipul de astăzi. Astea sunt produsele de hidratare care pe mine m-au făcut fericită în ultima vreme. Da, îmi pierd aerul, nu mai respir bine de la atât a vorbit. Abia și să întreacă și răceala asta și pe cuvânt dacă vreau să mai răcesc ca anul ăsta. Nu mai vreau până la finalul anului să mai răcesc deloc. Nu mai vreau, deci gata, am declarat război răcelilor. Nu mai vreau. Ok, creme hidratante. Mai am ceva de o să vă mai vorbesc eu de la Indeed Labs. Încă nu am început să pun produsul la treabă. E vorba despre acest retinol Reface. După ce trec răcelile și deshidratarea, chiar vreau să pun la treabă acest produs, pentru că la fel l-am văzut la Testaholic și am auzit oricum la mai multe persoane cuvinte faine despre acest retinol. Este sezonul în care putem să folosim retinol cu protecția necesară, evident, împotriva razelor UVA și UVB, dar la momentul potrivit vom vorbi și despre acest produs. Nu uitați că în descriere aveți toate detaliile despre aceste produse, link spre fiecare în parte, iar pentru produsele de la Indeed veți avea și un cod de reducere valabil până la finalul anului, cred că până în ultima zi, dar repet, o să aveți toate detaliile acolo. Vă mulțumesc că ați fost aici și astăzi și ne vedem în clipul următor. Mua!